Bună dimineața! Ora 6 fără un sfert. Bineînțeles că eu mă trezesc primul. Mi-am făcut și eu cafeluță. Azi noapte a plouat, a plouat foarte, foarte tare. S-a răcorit, dar este un aer atât de plăcut, răcoros și curat. Miros bine și acești pini. Aștept să văd dacă se trezește și domnul Sorin. Am vorbit și cu Marcel dacă vrea să vină la o plimbare așa de dimineață. Dacă nu, o să merg doar cu domnul Sorin. Azi nu avem niciun program. Adică ne facem singuri programul. Undeva până pe la prânz la fel se anunță ploaie și după amiază o să mergem cu siguranță cu barca. Cel mai plăcut e dimineața, acum vedeți cum este apa mării, și seara, este cea mai liniștită apă. O să și gătim ceva. O zi normală. Pe insula Braci. Am plecat la plimbare, în aceeași formație, eu cu domnul Sorin, suntem cei mai matinali. Pe Marcel n-am reușit să-l Păi de vreme mai trezim. 7 fără 10, adică Marcel doarme la ora asta de întors. Și azi mergem pe un alt traseu. Da, mergem prin sat pe aici și urcăm pe coastă, pe partea dreaptă și după aia ne întoarcem pe sus. Super. Nimeni pe străzi. Nimeni pe stradă, ochii triste să mi vadă. Este o doamnă cu un cățel. Ce răsări de soare superb. Biserica din sat. Da. Frumoasă și ce grădini frumoase are. Da, croații sunt catolici și sunt catolici practicanți, adică ei merg la biserică, țin tradițiile. Pe aici e femeia cu peștele acolo unde e. Ah, gata, știu, aici. Clădirea de Când ne pește. întoarcem să cumpărăm și noi. Când ne întoarcem pe acolo, ne Să facem un burș de pește ca la Năvodari pe insula Braci. întoarcem. Din Dorada. Din Dorada. Am fost și la pescărie. Din păcate, pescarii nu au ajuns încă. Poate mai după amiază venim și cumpărăm un pește, o doradă, să facem o saramură. Ne orientăm spre altceva astăzi. Facem mâine saramura. Am venit și la piață să luăm un pepene, struguri. Ulei de măsline. Am venit de la plimbare. A fost foarte plăcut. Deci nu se vede, am fost până pe partea cealaltă a insulei. Aproape 7 km am mers, cam 2 ore, dar te simți bine după. Cred că o să urmez și eu acest obicei al domnului Sorin. În fiecare dimineață câte o plimbare, poate nu chiar 2 ore, dar 1 oră cu siguranță. Programul de astăzi, v-am zis, nu-l știu, dar cu siguranță după amiază mergem cu barca. Am plecat să facem o baie. A zis domnul Sorin că știe aici un golf foarte aproape. Mergem să luăm barca.
Uita și capitanul, uita și piratul. Alina are grijă de noi, a luat o ladă de frigorifică cu bere și apă. Ia uite. Dacă nu era bere, nu țineai de ladă, este? Categoric. Superb afară. Ce? Aia sunt crocsii de duminică sau de mol? De mol. Eu așa le zic. Foarte mult îmi plac. Nu crocsii, îmi plac. În trecută aia, era mai luxos, dar era din plastic și... Mergem în stânga, Aline, acolo? Da. Marinero. Delfin? Nu, aia pasurele mele. Ah, n-am văzut. Ce peisaj din față, uite, da. Că e poster. Sunt, te rog, facă cârpa acolo în porta. Imediat, da. Mai pe TikTok ca Borcea. Fără toți dușmanii. E frumoasă, cărbune foarte frumoasă. Și am plecat cu barca să facem baie. Apa e superbă, e caldă, sunt 28 de grade. Mergem pe locul de baie, merg mai încet ca... Dacă vezi foarte tare, barca face gălășie mare. Este mai mic de 12 nodul respectiv. Ajungem în golf. Da, vedem golful ăsta dacă te place. Alin scoate ancora. Trebuie să îmbarcă la ancoră și noi facem baie. Au pus cerneală în apă, vedeți? Ce culoare are?
las un pic telefonul că trebuie să fac manevrele de ancorare. Alinoș, poți să îi dăm mai în față puțin? Mai în față. Așa, mai în față puțin. Gata. Cât e apa? S-a dus la fund? Da, da. Perfect. Gata, m-a ancorat și barca. Nu-i ceva de cine, dar ce limpede e. M-a ancorat și barca. Nu ne lasă. E perfect. Da. De ce apare în opa? Ți dau? Te lasă după ce își face el. Păi văd că el stă pe telefon. Și mie mi se pare rece. E rece, da. Mie mi se pare rece. E încins. Stai să stau un pic la soare după aia. Hai tu, domn, de bagina, băi. Băi, nici nu ați intrat zilele trecute. Hai să ți dau, Ramon. Cum e Ramona? Da. Perfect. Ramona e lumea ei. Dar nu mai trebuie janta cu totul. Avem și bere. Sunt cam 5 metri adâncime aici. Dar uitați cum se vede fundul. Oh, e o peșteră acolo. Am barberit azi mine, azi și mă pușcă. Tudor este cel mai curajos dintre noi și Ramona. Marcel și domnul Sorin, dată până la mal. Sări! 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 Am făcut și eu o baie, dar camera mea nu rezistă la apă, nici măcar la picături. Dacă am scăpat o secundă în apă, acolo rămâne. Plecăm într-un alt golf. Facem și acolo baie. Ne ascultăm Magic FM. Și imediat ajungem într-un alt golf. Încet, încet, Marcel, încet. Te-ai împiedicat? Ce? Te-ai împiedicat? Te-ai lovit de ceva? În față este și un restaurant. Asta e viața de vlog, vezi în noaptea tristă. Câteva iahturi mai mari. Sper să nu ne prindă și ploaia. Oriunde, da, e mic, te învârci ușor pe el. Dar și cu ea, nu știu că intram în barca. Păi intram cu ăla mic, cu Mircea, cu Mircea Sorine, la barca aia mică când o ai pe iac.
M-ai întrebat prea repede. Ați? Tinder... Dinghi. Deci la shopping. Opa! Ce mai place viața? Uite, opa! Delicat, așa, delicat. A căzut o doamnă, după acea placă. Doamnă, vreți să vă ridic? În apă și noi rău de aceasta își râdem. Ia. Invidioși. Invidioși. Hateri. Placa este electrică și se dădea mai devreme. Foarte fain. Ia. Ăla e bărbatul că prea o ceartă, da, nu e capitanul. Ce ai făcut, fă? Ți-am luat placa de aia cu 2000 de euro, stai mai mult pe până apă decât pe ea. A dat și de mână gădăuit. Voi de ce râdeți acolo? Dați-i drumul. Ciofticat e el acum, a? Da. Mai pus să-ți dau placa, că te știi da pe ea. Tare, ce vreți, mă? Dar mi-a tot scris că datorită blogurilor noastre am bucurat, da, și mie, da. Mi-a zis domnul Sorin că așa o barcă cu două dormitoare și living, da, bucătărie este 1500 de euro pe săptămână. 1500 de euro. Pentru că e mai veche, e 20-30 de ani, dar are condiții foarte bune, sunt renovate. Da. Vine 750 de euro de familie de pe săptămână. De familie, da, cu bucătărie, cu tot. Și ancorezi aici. Dacă nu ai, dacă nu ai ăsta skipper, dacă nu ai tu carnet și vrei să-ți conduc un skipper, e cam 150 de euro pe zi de skipper. 150 de euro. Angelina. Mi-a crescut de la mică. Asta e cam 7.000, 8.000. Pe săptămână? Da. Dar e mare, câte dormitoare are? Stai să văd, 4. 4, 2 cu 2. Păi da, vii cu barca și te duc aia cu barca de la restaurant, îi lasă iachturile aici. Sau acolo, uite, dacă ai mai mic, poți să parchezi acolo, la capăt. Vezi? Unde au lăsat ea. Și vii și mănânci aici. Sunt foarte pensii așa tradiționale astea pentru bărți, restaurantele, pe diferite locuri ale insulei, pe golfuri, știi? E șmecherie așa de liniște, pace. Da, da, așa. Dai seama ce merge TikTok-ul? Și acum ar fi tare să... să-i faci val, să cadă. Cum, așa, se dau cu viteză. Ia, a căzut, n-a căzut. Cicioroacele. Da, pleacă frumos, a primit asta... Placa electrică. Da. Ești frumos. Un alt golf, apa la fel de albastră, tot timpul te surprinde. Golf 2? Golf 3. 3? 3. Deci nu rămânem aici, nu? Ok. Azi nu am mai gătit. Suntem, sau cel puțin eu, mai puturos. Mâncăm supa de pui de ieri. Ce ăștia ca în sărăcii, măi, Silviu, dacă zici că am mâncat supa de pui de ieri. E o supă nouă, acum e făcută. Nu, să nu credeți că am sărăcit și mâncăm, mâncăm a doua zi. Dar mai avem vreo 2-3 zile. Uite, altă supă. Uite, și tăiței sunt alți. Și, tăiței. Da. Uite. Alți tăiței. Mai mulți tăiței, da. Mai mari, mai mulți. Mai mulți. Deci e clar că e supa de azi, nu-i de ieri. Da, da. Mi-a stricat Silviu acum imagine. Avem la felul 2 și... cartofi franțuzești,
Nu s-o cuți de mine, dar arată extraordinar și miros extraordinar. Sunt cartofi în straturi cu ou răscopt și ceva mezeluri afumate. Uitați, sunt straturi. Ou fiert. Știi? Miroase foarte bine. Uite cum arată, da? Cu brânză, cu... Și totul la cuptor. Uite ce bine arată. Ia de acolo o bucată și ne parcurie. Imediat. Încă sunt foarte fierbinți. Așa, și nu te pot pune? Ba da, ba da. Așa se și mănâncă, fierbinți. Da. Ia. Mama mea, cum arată. Extraordinar. Și merg foarte bine cu castraveți acri. Zice lumea că te-am promovat prea mult. Tura a doua de plimbare cu barca. Suntem în echipă mai mare și mergem la Brera, pe continent. Am zis că acolo este și o plajă faină, o să ne dăm jos, ne plimbăm prin orășel. Nu ai timp să te plictisești aici. Mama mia, cât am motorul de mare, ia uitați, e cât un Tico. O. Alin vine și el, cred că în pungă are ceva beri reci. Ia să-l întrebăm. Ai și bere acolo? Se știe. Mama mia. Am acostat. Hai să vedem și acest frumos oraș, care ați văzut are și o plajă faină. Asta e barca de pescari. Mama mea, câte lumini are. Cred că pescuiesc noaptea și le trebuie. Foarte bine arată orașul. Hai să vedem și ceva prețuri la mâncare. Grill 30 de euro. 26 de euro. Risotto 14. Pizza între 11 și 12 euro. Ciorbe între ciorbe de văcuță 5,50 euro. Mai ieftină ca în Costinești și Neforie. Pește între 17 și 22 de euro. Bineînțeles, calamar 120. N-am mâncat niciodată. După cum vedeți, muzica nu este, spre dezamăgirea unilor. Aici au doar valurile și cicade.
Brela. Suntem pe Brela. Aici este Julia Roberts, Alin, soțul ei. Oh, magneți, vreau să cumpăr și eu. Am luat de peste tot. 4 euro. Porumb fiert și aici. Nu! După cum vedeți, aici nimeni nu stă pe șezlong și oamenii au suficienți bani. Și am întrebat pe cineva care lucrează la o plajă ce s-ar întâmpla dacă cineva vine cu o boxă să pună aici, să asculte el muzica lui. A zis că în fix într-un minut vine poliția. Nu ai voie să faci așa ceva. Dușuri cu apă peste tot. Am ajuns la vilă și dacă azi v-am spus că am fost puturos, nu am gătit nimic, o să gătesc totuși ceva, dar o să mă ajute doamna Diana. Vă spun, eu nu am făcut, o să facem o plăcintă cu iaurt. Doamna Diana a făcut și aseară și am zis că nu există ceva mai bun. Și vrea să mă lase pe mine să încerc. O să vedeți și dumneavoastră rețeta. Imediat pregătim ingredientele, vă arăt absolut tot. Facem o plăcintă cu iaurt delicioasă. Ne apucăm aici de o plăcintă cu iaurt. Și doamna Diana a pregătit și ingredientele. Acum doamna Diana o să ne explice cum facem. Da, o să folosim în primul rând un pachet de foi de plăcinte de tip filo din acelea foarte subțiri. Da, cele mai subțiri care. Astea au fost congelate. Nu au fost congelate. Nu. O să folosim ouă. 6 ouă. 6 ouă la un pachet de foi. Da. O cutie de 450 de grame de iaurt grecesc. Da. Niște coajă de lămâie pentru aromă, vanilie, un praf de copt, întrucât vom pune și făină, puțină, o lingură jumate, cam de așa, făină, de făină, da? Niște stafide, poate că nu le punem chiar pe toate, astea se pun după gustul fiecăruia, da? Și, bineînțeles, zahăr și sare. Zahăr și sare. Și cam asta e tot. Am înțeles. Ne trebuie cam o tavă cam așa puțin adâncă, da, unsă cu ulei. Cu ulei sau cu unt. Da? Și vom așeza, pot să spun în mare ce urmează să facem, foarte mare. Vom tăia foile. Doamna Diana, mă scuzați, folosește da, saturul meu sărbesc, s-a obișnuit deja și doamna Diana și Marcel.
Este foarte util. Eficient, foarte da. Eficient. Îmi place mult. Vom tăia în fâșii foile de plăcintă. Da. Le vom așeza pe fundul tăvii și deasupra turnăm un amestec format din toate celelalte ingrediente, băgăm la cuptor și gata. Deci cred că mai mult de 15 minute nu durează tot ca să se pregătești. Cu pregătirea ingredientelor și tot. Luatul lor din frigider și cămară. Deci se face foarte ușor și o să vedeți, am mâncat aseară, nu prea le-am eu cu dulcele, dar am mâncat, cred că jumate de tavă, numai eu am mâncat. Extraordinar de bună. Păi, imediat ne apucăm atunci. Tăiem fâșii așa, cam de un centimetru, aproximativ. Mai mult sau mai puțin. Pe fundul tăvii a spus o foaie de plăcintă. Am pus o foaie, dar nu e absolut necesar. Se poate și să nu se pună. Dar am pus că așa mi se părmie mai potrivit. Puțin ulei. Oh, ce bine arată deja. Gata. 6 ouă. Da. Zahăr vanilat, două pliculețe. Da. Praf de copt. Coajă de lămâie. Coajă de la o lămâie. De la o lămâie. O lămâie bio. Da, sau netratată. Da, asta puțin. Este important. O cutie de iaurt de 450 de grame. Sare. Sare. Întotdeauna la prăjituri să puneți puțină sare, potențează gustul, iar la mâncărurile dulce, mâncărurile sărate, puțin zahăr. Mai ales dacă și conțin roșii. Exact, da. Ce mai punem aici? Stafide, nu? Da, dar la sfârșit, că acum batem bine toată compoziția și făină mai punem. Făină, ok. Două linguri de făină. Două linguri de făină, sau una mai mare. Mai mare și jumătate. Se poate pune și amidon. Da. Eu folosesc de multe ori amidon. Acum, na, noi suntem amatori, nu avem pretenția că asta este o rețetă pe care vă recomandăm să o urmați. Dacă doriți, o puteți încerca. E foarte ușoară și nu ne-a reușit. Și foarte bună. Am uitat? Noi am uitat, dar să punem stafide. Stafidele se pun așa, printre tăiței aceștia din foi de plăcintă. Da. Uitați așa. Altfel rămân doar deasupra. Da. Repartizate cât de cât uniform, așa, în volumul foilor acolo. Și acum urmează să formăm compoziția lichidă deasupra și gata. Și totul intră la cuptor? Da. Ce temperatură? 160 de grade. 160 de grade? Aproximativ o oră. Oh, ok. Deci e o temperatură aproximativ cât de cât mică. Da, 160 da, da. De grade. Ca să aibă timp să se coacă bine peste tot. Oh, deja arată bine. De-aia îmi imaginez gustul. Asta este tot. Băgăm la cuptor și revenim peste o oră, nu? Sigur, vedem rezultatul. Vedem rezultatul. Și trebuie să ne credeți pe cuvânt dacă e bună sau nu e bună. Vă nu, o să încercați, o să încercați. O să încercați și o să vedeți că este un deliciu.
Am scos plăcinta de la cuptor. Mai mult doamna Diana a supravegheat. Eu am stat mai mult pe afară cu domnul Sorin și cu Marcel. Uitați cât de bine arată. A stat cam o oră. Cam o oră, da. Da. Vedeți și dumneavoastră, până este făcut așa. Uitați aici, este crocantă. Încă este fierbinte. O lăsăm să se răcească și o tăiem și o să vedeți, o să fie bătaie pe ea. Se poate pudra cu zahăr pudră. Da. Cui place cu zahăr pudră, dar noi nu cred că o pudrăm. Nu, este suficient. Vai, cât de bine arată. O scoatem acum afară. Se răcească, o tăiem și... O arătăm pe live. O arătăm pe live la Marian Adventure. Mama mea. Poate în 7-8 ani, dar maxim în 10 ani ți-ai dublat banii. Că e portul mai mic, sunt feriboturi mici, nu sunt feriboturi ca în Split și în Supetar și atunci am cap, nu știu, 30-40 de mașini. Plec cu maică-mea și cu Ramona, mergem până la Muntele Sinai, ele o să vin acasă și eu rămân în Africa. Încă nu știu exact pe unde. După 1 ianuarie, de fapt de Crăciun clar vin acasă, ori pe unde ai fi, aș fi. Și după Revelion vreau să mă duc prin Oceania. Pe acolo vreau să-mi petrec iarna. Iar eu o să gătesc. Silviu o să gătească. Mamă, ce bine arată. Gata și ziua de astăzi. Plăcinta a ieșit absolut delicios. Asta a făcut, plăcinta este făcută de doamna Diana. Îi mulțumesc din suflet. Noi am tăiat, am mâncat. S-a văzut și pe live la Marian Adventure. Chiar trebuie să încercați. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere, o seară frumoasă sau când vedeți dumneavoastră acest video. O zi frumoasă, la revedere și nu uitați, ținem legătura. Ne vedem mâine!